Vicepreședintele Consiliului Județean, Nicolae Barba, a anunțat că pentru ediția de anul viitor a Festivalului Internațional Ciprian Porumbescu va fi inclus un concurs într-un format unic în țară. Nicolae Barba a arătat că ediția de anul acesta, ediție pilot, a fost organizată pentru a găsi cele mai bune soluții, astfel încât anul viitor acest festival să aibă o anvergură națională și internațională. Vicepreședintele Consiliului Județean a precizat că va avea loc o întâlnire la Centrul Cultural Bucovina pentru a demara pregătirea ediției din anul 2022. Nicolae Barba a arătat că va propune ca în fiecare an, în perioada 1-6 iunie, să se desfășoare zilele Ciprian Porumbescu în județul Suceava. În cadrul acestor zile urmează să desfășurăm mai multe activități, parte dintre ele prinse în Festivalul Internațional Ciprian Porumbescu. Trebuie spus că în cadrul festivalului se va organiza concursul internațional de muzică de cameră Ciprian Porumbescu într-un format unic în țară, a mai menționat vicepreședintele Consiliului Județean. Duminică 6 iunie, în ultima zi a festivalului, s-au depus gerbe de flori la mormântul de la Stupca și la bustul lui Ciprian Porumbescu din Parcul Central din Suceava. Manifestările s-au încheiat la bustul lui Ciprian Porumbescu, unde au prezentat un program artistic laureații concursului din data de 1 iunie. Ediția pilot a acestui festival, ca de altfel majoritatea evenimentelor cultural-artistice din acest an, se desfășoară sub egida marcării a 150 de ani de la Marea Sărbare de la Putna.